Recent, pontonul amenajat peste râul Siret, care făcea legătura între localitățile Tămășeni și Doljești, a fost desființat de către autoritățile competente pentru că acesta nu se afla în legalitate, activitatea nefiind fiscalizată. Pontonul era foarte tranzitat în ultima perioadă de șoferii din Doljești, dar și din Bâra, care erau nevoiți să-i plătească proprietarului câte 5 lei la fiecare trecere pentru a nu înconjura 10 de kilometri să ajungă la Roman. Potrivit declarațiilor unuia dintre edili, primarii comunelor Tămășeni și Doljești vor colabora pentru construirea unui alt pod din pontoane cu ajutorul ministrului Apărării Naționale Nicolae Ionel Ciucă, obiectiv care ar urma să fie tranzitat gratuit până când lucrările de reabilitare a podului de la Luțca vor fi finalizate. Eu acum mă implic și am avut o discuție cu ministrul Apărării Naționale în care am cerut să ni se facă un pod provizoriu din pontoane până la realizarea obiectivului pod Luțca, care am înțeles că mai durează. Astăzi au venit trimiși de minister de la Brăila niște militari geniști care am făcut poze, am făcut măsurători și vor face calcule. Sperăm că foarte curând vom face un pod provizoriu. Deci am făcut și poze, am făcut și procese verbale, notă de constatare la faptul că am fost și la Doljești și pe partea noastră. Deci în legătură cu primarul de la Doljești vom suporta cheltuielile de construirea acestui pod de la Consiliul Local, trecerea va fi gratuită pe toată perioada cât va fi nevoie. Deci nu va fi restricționat pe o lună sau două, până când se vor termina lucrările sau noi vom găsi o altă soluție de trecere între cele două comune. Până luni sau chiar luni voi primi un răspuns între care dacă voi face că va fi, spune așa, avem de făcut două rampe care să ajungem la cota zero la Siret, alea și eu și primarul de la Doljești împreună într-o zi le-am făcut, podul într-o zi este montat. Practic, dacă cădem la învoială și găsim sursa de finanțare săptămâna viitoare poate să fie podul montat. Important este că am găsit soluția la Ministerul Apărării și ne ajută domnul ministru și sper să fie gratis ca să nu mai existe probleme. Rămâne de văzut dacă se va găsi finanțare și când va începe construirea noului pod din pontoane. Până atunci, locuitorii din Doljești și Bâra sunt nevoiți să folosească ruta ocolitoare pentru a ajunge la Roman.